Bun găsit, doamnelor și domnilor! Puncte de vedere astăzi cu șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița, domnul Marius Lixandru. Bine vă revedem! Bine ați venit, vă mulțumesc pentru invitație! Multă treabă la ITM în această perioadă sau așa mai... Ca de obicei, avem foarte multă treabă, pe lângă activitățile de control care sunt caracteristice instituției noastre, avem și partea de eliberare de adeverințe și extrase de visală, foarte, foarte anevoioasă și despre care aș vrea să vorbim, să lămurim anumite aspecte. Păi haideți, dacă tot ați, eu aveam un alt desfășurător și dacă vreți dumneavoastră, haideți așa, că e libertate, e democrație. Haideți să vorbim atunci de ce considerați dumneavoastră că este important în această perioadă. Ca de obicei, toți oamenii au nevoie de adeverințe de vechime pentru a-și dovedi vechimea muncă atunci când merg la casa de pensii pentru a stabili cuantumul pensiei sau atunci când merg la diferite concursuri. Aș vrea să fac câteva precizări referitoare la modalitatea de a dovedi vechimea muncă, diferențiind ceea ce s-a întâmplat până în anul 2011 și ceea ce se întâmplă după anul 2011. Pentru a obține o adeverință de vechime pentru perioada înainte de anul 2011, foștii salariați sau actualii salariați sunt obligați să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru a întocmi această adeverință în varianta în care fostul angajator nu a fost, în cadrul fostului angajator, statul nu a deținut acțiuni. După anul 2011, adeverințele de vechime se eliberează de către foștii angajatori sau actualii angajatori, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița, în baza unei cereri și în baza unei taxe de 20 de lei, eliberează un extras de revisal, cu care nu poți dovedi vechimea, dar care este necesar la înscriere pentru a participa la diferite concursuri la angajare. Ați avut cazuri deosebite, mă gândesc, nu știu, a dispărut salariatul, să zicem, patron. Dispărut patronul cu totul, dar omul săracu a lucrat și la vremea respectivă a lucrat cu cartea de muncă sau s-a mutat în altă parte. Ce faceți în situația aia? Cu siguranță am avut astfel de cazuri. Dacă angajatorul este radiat, dar a depus până în anul 2011 statele de plată la inspectorat, în arhiva noastră există o evidență clară și atunci întocmim noi adeverința până în anul 2011. Dacă angajatorul a fost radiat, iar angajatul a lucrat după anul 2011, adeverința de vechime va fi, de fapt, o instanță judecătorească va hotărâ modul în care va fi întocmită adeverința de vechime. Și dacă vine cu cartea de muncă, știți că mulți mai au acasă cărțile de muncă de dinainte de 2011. Uite, domnule, am cartea de muncă, ia. Mă rezolvați? Ce ziceți? Deci nu mai este nevoie. Cei care au cartea de muncă acasă până în anul 2011... E valabilă aceea. E valabilă aceea. Nu mai este nevoie de adeverință de muncă, adeverință de vechime. Bună problema ridicată de dumneavoastră, mai ales că acum se discută foarte mult și despre recalcularea pensiilor. Și are legătură. Au venit așa puhoi dâmbovițenii, pensionarii? Sunt probleme? Nu au venit puhoi, nu sunt probleme. Din contră, chiar aș vrea să fac un apel prin intermediul dumneavoastră către toți dâmbovițenii care nu au carnetul de muncă. Fac precizarea că în arhiva inspectoratului avem în continuare aproximativ 6700 de carnete de muncă care nu au fost eliberate și care își așteaptă proprietarii. Am înțeles. Salariile din agricultură? Da, un subiect de actualitate, începând cu 1 iunie. Păi e sezonul. Exact. Începând cu 1 iunie, salariul în agricultură, adică în grupa societăților KN01, cât și cu grupa KN10, adică activități anexe agriculturii, salariul minim va fi 3000 de lei, vor plăti mai puține taxe la stat, în așa fel încât salariul net al salariaților să fie 2360 de lei. Ca în construcții, așa cum avem de la 1 ianuarie 2019 în construcții, așa va fi de la 1 iunie 2022 și în agricultură. Păi și dacă angajatorul e șmecher și zice, dar de ce să-ți fac eu contract de muncă, să băgăm acolo pe 4 ore, pe nu știu ce, îți dau la negru, îți dau mai mult, îți... Dacă auziți, rezolvăm întrebările, lăsați că am auzit, aud oamenii noastre, n-aud eu. Atunci când vor fi găsiți, aceștia vor, cu siguranță, vor primi măsură să
începând cu iunie 2022, salariul minim să fie 3.000 de lei. Chiar dacă nu a procedat la această modificare, cu siguranță în momentul în care va fi descoperită această abatere, pe lângă sancțiunea contravențională aplicată, va fi dispusă și măsura încadrării salariatului începând cu 1 iunie 2022 cu acest minim de 3.000 de lei. O zis la cei care lucrează în agricultură în țările Uniunii Europene? Știți, căpșunari, ce mai culegeam noi? Da, de obicei, cu siguranță toți care lucrează afară, mai ales în agricultură, lucrează cu acte în regulă, având posibilitatea ca la finalul acestei perioade să adreseze Ministerului Muncii din țara respectivă, mai exact Departamentului de Asigurări din cadrul Ministerului Muncii din țara respectivă, pentru a obține adeverința necesară calculării vechimii în muncă ulterior în România. Și mai vin cu ea la dumneavoastră? O luați în calcul? Nu, direct Casa Județeană de Pensii. Aha. Există la Casa Județeană de Pensii, în fiecare județ, există un departament care colaborează cu Ministerele Muncii din Europa. Auziți, dar apropo de Casa de Pensii, dumneavoastră nu aveți un protocol de colaborare? Adică, decât să mai vină omul până la dumneavoastră să-și ia adeverința de vechime sau cum să se ducă la Casa de Pensii, nu mai bine le trimite ITM-ul direct la Casa de Pensii, zic? Adică nu era mai bine așa? Protocol de colaborare avem, însă nu putem transmite noi o adeverință la Casa de Pensii atâta timp cât solicitantul nu face o cerere către noi. Este absolut, ar fi inuman să întocmim noi acum mii de adeverințe, zeci de mii de adeverințe unor oameni care probabil nu au nevoie de ele. Mai mult decât atât, noi avem un ordin al ministrului care aceste adeverințe sunt contra cost 20 de lei pentru întocmirea unei adeverințe. Păi nu știu, zic, vine pensionarul, că nu le faceți dumneavoastră așa că vreți. Vine pensionarul, domne, uite, îmi recalculează pensia și mai trebuie și mie că au scăpat aici nu știu ce grupă de muncă și că cu asta e nebunie. Pentru grupa de muncă, obligatoriu adeverință. Stați așa, și zice omul, domne, dar nu o trimiteți dumneavoastră? Putem face, dacă respectivul achită taxa de 20 de lei, putem transmite adeverința către Casa de Pensii fără nicio problemă. M-ați nebunit cu taxa asta de 20 de lei. Trebuie neapărat să dea taxa asta de 20 de lei. E mult? Adică ați întâlnit persoane care să spună, dom'le, n-am atâția bani, sunt bani mulți sau... Nu am întâlnit persoane care să spună că e foarte mult, dar am întâlnit persoane care spun că de ce e nevoie de această taxă. Controle mai faceți? Că vorbeam de munca la negru. Am văzut că acuabă munca la gri. Cum adică munca la gri? Adică nu e nici neagră, nu e nici albă, e la... Cum e? E la jumătate. Nu mai... da, controle facem în continuare, cele două compartimente din cadrul relațiilor de muncă. Pe de o parte control relații de muncă, pe de altă parte control muncă nedeclarată. Efectuează controle atât în timpul zilelor lucrătoare, cât și în weekend, atât ziua, cât și noaptea. Încercăm din toate puterile să stopăm acest fenomen de muncă la negru. Este adevărat că de la începutul anului până acum am găsit aproape 30 de persoane fără contract individual de muncă. Nu este mult dacă raportăm la nivelul județului, 30. Da, la nivelul județului. Nu este mult dacă raportăm la anii trecuți. Pentru că eu vă spun sincer, angajatorii sunt din ce în ce mai educați. Iar pentru mine cel mai mult barometru în ceea ce privește activitatea angajatorilor din Dâmbovița este această creștere a contractelor de muncă. Eu pot să vorbesc în ultimii 14 ani. Da. Pot spune clar că an de an în Dâmbovița numărul contractelor de muncă a crescut între 2.000 și 3.000 de contracte de muncă anual. Vă pot spune că acum suntem aproape 92.000 de contracte de muncă, în condițiile în care în anul 2009 aveam 63.000. Păi da, aveți un control, adică știți sigur că sunt cei care înainte îi munceau la negru și acum au intrat în legalitate sau sunt agenți economici noi? Sunt și agenți economici vechi care s-au educat și au înțeles că nerespectarea legii atrage după sine o sancțiune de 20.000 de lei pentru fiecare persoană găsită fără contract individual de muncă. Dacă în 2009 amenda era 1.500 de lei, ulterior a fost 3.000 de lei, acum e 20.000 de lei pentru un muncitor găsit fără contract individual de muncă. Și atunci, cred că și acest cuantum mare al amenzii a educat angajatorii în așa fel încât să facă tot ceea ce e posibil să plătească taxe la stat, să întocmească contract de muncă. Da, contractele de muncă sunt pe salariu minim pe economie? Cele mai multe? Astea în creștere, așa? Da, deci... Există și înțelegerea de care dumneavoastră nu știți că nu vă anunță. Ajungem la muncă, la gri. Deci ai munca la gri. Când ne înțelegem, îmi dai minim pe economie, dar mai pui ceva acolo ca să fie bine, să nu fie rău, nu? Exact. În această perioadă desfășurăm o campanie națională împreună cu compartimentul antifraude din cadrul ANAF-ului.
se numește acțiunea Cronos. Dacă vă înjura cu toți agenții economici, i-ați speriat. Nu vreau să speri. Și cu ANAF-ul și cu izăpăciți pe oameni. Nu, n-am vrut, nu, tocmai de asta vreau să vă spun, că nu vrem să speriem pe nimeni. Exact, asta e partea de prevenție a instituției noastre. Mai mult decât atât, pe spațiu privat virtual pe care fiecare angajator îl are la ANAF, pentru că acum știți foarte bine că atunci când vrei un angajator vrea să obțină un certificat fiscal, nu trebuie să mai meargă la ANAF, fiecare are un spațiu privat virtual și îl poate descărca de acolo. În ultimele două săptămâni, majoritatea angajatorilor din grupele care în construcții, Horeca, transport, chiar și comerț, au primit pe acest spațiu virtual o notificare prin care sunt anunțați că în perioada următoare atât noi cât și cei de la antifraudă vor întreprinde controle pentru a bloca și a depista munca la negru și munca la gri. Și câte înjurături ați luat? Adică știți, pe principiu, după ce că au scăpat de pandemie, cel puțin cei din Horeca au zis, Doamne, așa, am scăpat de pandemie, deschidem și noi acum, mamă, dăm lovitura, vă ziceți dumneavoastră repede, deja în control. Mi-a luat și prietenii de la ANAF. Serios, nu? Cei care ați primit semnale în domeniu? Cei care sunt corecți. Așa. Se bucură pentru că este normal să fie o concurență loială pe piața muncii și atunci asta încercăm, să găsim acolo unde sunt cazuri de muncă subdeclarată, unde sunt declarate salarii minime, dar salariile plătite sunt mai mari. E cum îi stați așa, că e interesant subiectul. Cum Doamne iartă, mai depistați? Explicați-i și mie, serios. Adică... Da, există printr-o hotărâre de guvern, noi avem o fișă de identificare. Așa. Acolo fiecare salariat găsit la lucru trebuie să completeze date referitoare la activitatea sa. Așa. Pe de o parte se identifică nume, prenume și CNP, iar apoi în partea a doua acestei fișe de identificare va completa câte ore lucrează, dacă lucrează în weekend, dacă lucrează în timpul nopții, dacă prestează ore suplimentare, iar în partea de jos va completa salariul. Atât salariul din stat, cât și salariul obținut, salariul în mână. Păi și e fraier să zic altceva, nu-l învață patronul înainte, bă, vezi că vine control de la ITM și de la ANAF. Noi facem un apel acum și către toți salariații să fie corecți. Să fie corecți, să ne spună realitatea. Și atunci, nu-și pierde locul de muncă? Știți că este între ciocan și nicovală. Ce să fac? Să-l mint pe nenică ăsta de la ITM că nu el îmi dă bani să mă duc cu pâine acasă? Sau să-l ajut pe șeful și să scriu acolo că iau minim? Adică așa îi prindeți? Să știi, se dau de nu gol? Numai așa, nu numai așa, nu numai așa. Deci asta este o modalitate, o altă modalitate. Haideți să luăm exemplu. Societățile care sunt acum la modă și care am auzit cu toții despre Uber sau Bolt sau... Că la final vă tai și o factură, că e publicitate. Da, că vă iert. Ok, atunci... Așa. Păi, nu mie, vedeați lor factura. Există o evidență clară a sumelor pe care acești conducători auto le primesc. Așa. Și a orelor pe care aceștia prestează activitate. Așa, chiar dacă, cereți. Da, le cerem din sistemul informatic al companiilor din spatele acestor conducători auto, în așa fel încât, indiferent ce ne spun ei, noi avem realitate. Adică de-aia vă duceți pe transport, pe căpăștia puteți să-i prindeți. Și nu numai pe ei, pentru fiecare avem diferite modalități în care încercăm să scoatem adevărul la iveală. Și cum le ziceți? Țac, te-am prins, muncă la negru, tu ești muncă la gri, ai fost puțin mai șmecher, amendă, sau cum faceți? Dacă le dați amendă din prima, i-ați terminat. Nu mergești meastră pe întâi, îți explicăm, după aia te învățăm. Deci asta am spus, am trimis scrisoare acasă, tuturor. Asta înseamnă informare. Cui domnule ați trimis scrisoare acasă, angajatorilor? Angajatorilor, v-am spus, acest spațiu virtual. Păi vă iau pe partea alta, adică i-ați anunțat că vă duceți să-i verificați. Deci una dintre atribuțiile acestei instituții înseamnă prevenție. Așa. Te-am informat, i-am... Partea de prevenție a fost... Le dai și o perioadă în care pot intra în legalitate. Adică, băi, dai 5.000 de lei, fă-i contract pe 5.000 de lei sau cum? Exact, exact. Să fie contractul conform cu realitatea. Dar sunt diferențe mari între ce salariu are omul săracul pe hârtie și cât ia în mână? Sperăm să nu fie. Nu, când îi prindeți, când ajungeți la... Că, domne, te-am prins. Sunt diferențe mari? Nu sunt diferențe mari, nu. Nu, adică, sunt diferențe. Practic, omul ăla chiar nu câștigă, să zici, domne, îi dă dublu. Nu. Și merita să riște. Nu. Nu. Și atunci pentru ce? Adică ce spune angajatul? El ce zice săracul? Păi domne, n-am ce să fac, nu? Că zice că mă dă afară. Nu am întâlnit cazul să ne spună nouă că ne dă afară, dar într-adevăr, noi tot timpul încercăm să stăm de vorbă și cu salariatul. Uh-huh. Când completează această fișă de identificare, stăm de vorbă cu el. Și ne explică clar că
majoritatea locurilor de muncă unde au activat sau unde au încercat să lucreze, le-a oferit o salariu mic pe economie și atunci au... La fel. Da. Într-adevăr, nu vă pot spune județul Dâmbovița, dar așa la nivel național, din informațiile pe care le dețin eu, cam 60% din contractele din România sunt pe minim pe economie. Dar care este cauza? Adică ce nu înțeleg angajatorii? Nu vă pot spune acum clar. Vă întreb pentru că vorbiți cu ei, adică le cunoașteți gândirea. De ce dai minim pe economie? Că e bătaie de joc. Sunt și domenii unde chiar se acordă minim pe economie. Sunt domenii de activitate, de exemplu în comerț, majoritatea vânzătorilor sunt pe minim pe economie. Pe minim pe economie. Da, nu am găsit cazuri în care să aibă mai mult. Decât la marile... Da, iar mai sunt și alte societăți, dacă luăm ca exemplu societățile confecții. În confecții, în textile, acolo într-adevăr salariul de încadrare este minim pe economie, se mai plătesc și alte... Bonuri sau alte sporuri care sunt într-adevăr impozitate. Adică ce spun angajatorii? Domne, avem multe taxe de plătit și nu ne permitem, nu scoatem bani, nu scoatem profit, nu avem de unde. Au pur și simplu nu vor. Că ați întâlnit și astfel de cazuri? Nu cred că era voință. Vă dați seama, eu nu cred că există un angajator care să poată și să nu vrea să dea un salariu mai mare. Nu cred că există. Eu cred că când oferi un salariu mai mare, îl motivezi pe salariat și atunci productivitatea societății e mai mare. Sincer, așa cred că e o gândire sănătoasă, o gândire economică sănătoasă pe piața muncii. Așa o văd. Deci cum era odată, acum câțiva ani, așa, munca la negru nebunie, acum este munca la gri, da? Munca gri. Dar munca la negru unde o mai găsim? În ce domenii? Adică cine mai e nebun? Unde? În special în construcții. În construcții. Da. 90% din munca la negru pe care am găsit-o noi în Dâmbovița a fost în construcții. Păi și aici e greu de depistat. Cum îl depistați? Păi cum vă duceți? Nu, aici este mult mai simplu. Atunci când mergem în construcție, avem protocol de colaborare cu inspectoratul de jandarmi județean, cu inspectoratul de poliție, mergem împreună cu cei de acolo, nu am avut probleme în control, în așa fel încât atunci când ajungem într-un loc unde se construiește ceva, toți lucrătorii vin și completează această fișă de identificare fără probleme. Iar în această fișă de identificare, una dintre rubrici este dacă are sau nu are contract de muncă. De acolo, colaborat cu ceea ce avem noi în Revisal, vedem foarte simplu dacă are sau nu are contract de muncă. Pentru că nu poți avea contract de muncă în Revisal acum, dacă noi am venit în control, pentru că legea spune obligativitatea angajatorului să-l transmită în Revisal cu o zi înainte de începerea activității. Da, îi amendați pe loc sau le dați o perioadă în care pot intra în legalitate? Sunt cazuri și cazuri. Nu există să lăsăm o perioadă să intre legalitate exclus. Sunt cazuri când procesul verbal este încheiat chiar acolo la fața locului sau cazuri când procesul verbal se încheie a doua sau a treia zi la sediul inspectoratului. Păi de ce se încheie a doua sau a treia zi la sediul inspectoratului? Depinde dacă... Are pire angajatorul sau cum? Nu. Deci nu putem încheia procesul verbal decât în prezența administratorului. Dacă administratorul nu este acolo, nu putem semna un proces verbal decât cu... Deci și șmecheria asta, nu e administratorul, stai că vine administratorul. Nu e șmecherie, e ceva... Nu, dar ați întâlnit astea, stați așa că nu găsim documentele, stați așa că nu e șeful. Da, vă dați seama că am găsit o felul și de... Și ce faceți în situația? În procedura de control avem o științare pe care o lăsăm celui care l-am găsit la muncă pentru a o da administratorului și acesta se va prezenta ziua următoare sau la două zile la sediul inspectoratului pentru a încheia procesul verbal. Vorbiți despre petiții, despre plângeri. Știți că discutam noi acum ceva vreme că foarte multor oameni le este teamă să vină să sesizeze că uite ce-mi face patronul, de teamă să nu afle patronul, să rămână fără loc de muncă. Mai primiți așa multe petiții, sesizări, mai vin oamenii, se mai plâng? Tendința este de scădere. Dar este de scădere nu datorită faptului că acestora le este frică. Garantez 100% că angajatorul nu va afla niciodată identitatea celui care face o sesizare. Tendința este de scădere datorită faptului că eu consider că toți angajatorii din Dâmbovița au conștientizat cât de importantă este respectarea acestor drepturi ale salariaților și pe zi ce trece problemele sunt din ce în ce mai mici. Dacă comparativ cu anii trecuți avem probabil cam cu 10-15% mai puține petiții decât
în anii precedenți. Deci începem și noi să devenim normali. Da. Sau mergem spre normalitate. În ceea ce privește condițiile de muncă, și aici e o problemă, știi că îi faci carte de muncă, îi dai, hai că nu-i dai minim pe economie, mai pui 200 de lei ca să nu fie minim, nu-ți dau minim, îți dau, dar lucrează în niște condiții. Referitor la condițiile de muncă... Uite, vine așa încă, panificați. Ia săraci, nebunesc acolo cuptoarele alea când fac pâine, când... Referitor la condițiile de muncă, avem compartimentul Securitate, Sănătate, Muncă, un compartiment care până acum o lună a funcționat puțin în derivă datorită faptului că în ultima perioadă 4, chiar 5 colegi de-ai noștri s-au pensionat. Am avut organizate concursuri și astăzi putem spune că funcționăm cu întreg compartimentul, cu posturile ocupate. Într-adevăr, cei colegii noi încă nu au început să facă controle datorită faptului că primele două luni obligativitatea de a studia procedura de control și manualul de control și toate legile de care au nevoie în teren. Cu siguranță am încercat acolo unde nu sunt respectate condițiile de muncă să dăm măsuri de intrare în legalitate, exact cum am spus, tot referitor la prevenție, iar cine nu înțelege și nu vrea să respecte, atunci va fi sancționat cu siguranță. Dar știți că există societăți, angajatorii serioși care au contracte cu anumite clinici și vin medici și consultă salariații periodic. Da. Vorbim de control periodic de medicină a muncii. Pe care ar trebui să-l facă toți angajatorii, nu doar aia mari. Nu, pe care ar trebui să-l facă toți angajatorii, este adevărat. Cu cât angajatorul este mai mare, cu atât neregulile sunt mai mici. Pentru că e mult mai simplu atunci când poți organiza un compartiment de resurse umane, un compartiment de securitate, sănătate, muncă, e mult mai simplu să respecti legea. Ai oameni care asta fac, care lucrează zilnic pentru a întocmi toate documentele necesare și atunci cu siguranță încălcarea legii va fi mai rar în cazul celor care sunt mai mari. Și așa este, societățile mari au toate contracte de medicină a muncii încheiate cu diferite cabinete medicale și acest lucru se respectă. În ceea ce privește angajatorii mai mici, acolo întâlnim mai des problemele în ceea ce privește securitatea, sănătatea, muncă și tot timpul am încercat să-i conștientizăm cât de important este acest aspect pentru a nu se ajunge la evenimente, la accidente de muncă care sunt nedorite pentru toate părțile. În perioada asta ce controle faceți? Uite, ziceți că aveți și inspectorii proaspăt, sunt puși pe treabă, nu? Da. Pe treabă să ce? Să-și facă relații, să dea amenzi sau să... Deocamdată învață. Deci știți că era o perioadă în care erau anunțați așa, știți, a fost o perioadă de glorie a Inspectoratului Teritorial de Muncă. Erau oameni cu experiență și vedeți că venim în control. Închideți magazinele. Haideți că știți că eu nu pot vorbi de perioada de glorie dacă n-am fost aici. Dacă vreți să vă spun dacă am auzit și eu... Da, ați prins inspector din vechea gardă. Ce am prins inspector din vechea gardă. Mai dar sunt eu... din veche, că ziserăs că au ieșit la pensie ușoară. Mai sunt din vechea gardă, dar să știți că fără ei nu... Nu merge treaba, domnule, nu merge treaba, poate, nu, adică fără experiență, nu, vorbim foarte sincer. Un lucru foarte important și un lucru foarte greu este cercetarea de evenimente. După cum bine știți, apar accidente de muncă nedorite. Corect. Pentru a cerceta un accident de muncă, îți trebuie foarte multă experiență. Credeți-mă, este un lucru foarte complicat. Pentru a vedea cauza unui eveniment, că asta este cel mai important, normal, îți trebuie experiență și îți trebuie să... Părerea mea este că ar trebui să activezi în acel domeniu înainte de a cerceta un eveniment. La prima vedere, cu toții vom spune că principala cauză în cazul unui accident de muncă este neatenția. Nu este niciodată, neatenția nu este cauza unui accident de muncă. Nu e. Nu. Neatenția, care spunem noi așa în general și vorbim că gata, nu a fost salariat. Adică dacă aud așa ceva, trebuie să zic clar, e vrăjeală. E vrăjeală. Uh-huh. Nu există. Asta nu este o cauză în accident de muncă. Și de-aia spun, e foarte important ca noi colegi să stea 2-3 luni, să stea lângă colegii cu experiență, să citească accidente de muncă, să colaboreze acum la cercetarea unor accidente de muncă. Avem acum în cercetare 4 accidente de muncă și numai atunci putem ajunge la capacitate maximă. În ce domenie? Parcă tot ați deschis subiectul, acum ziceți până la capăt despre accidentele astea de muncă. Deci 2 accidente mortale în silvicultură. Un accident cu invaliditate la o societate care se ocupă cu prelucrarea polistirenului. Aole. Da, și un alt eveniment în transporturi.
Și aici despre ce a fost vorba? Accident de circulație. Știți că zice, hai să facem protecția muncii. Cum se fac protecția muncii oamenii angajați? De acolo te ancudă carnete și ăla semnează, țac, 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 nici nu vede ce semnează. Eu vreau să cred că nu e chiar așa și să vă spun de ce cred treaba asta. Am încercat în controlele acolo unde merg eu să nu citesc aceste fișe, ci pur și simplu să stau de vorbă cu oamenii. A, îi trageți de limbă, vedeți? M-am săturat să văd fișe semnate, cum spuneți dumneavoastră, și omul să nu știe nimic. Și atunci am zis, domne, mie nu-mi dați fișe. Mie dați-mi un pontaj, din acest pontaj eu aleg 4 persoane cu care să stau de vorbă, să-mi spună ei ce au auzit la ultimul instructaj. Și atunci... Câte aflați, domnul Alexandru, din discuțiile astea? Ai sincer acum cu oamenii. Și câte știți... și vrute și nevrute, și nu? Și vrute și nevrute. Să știți că aflu și oameni care au fost instruiți și care știu despre ceea ce li s-a vorbit, dar cunosc și oameni care nu au fost instruiți. Și atunci degeaba văd acel carnet semnat, cum spuneți dumneavoastră, păi da, dacă omul nu știe nimic. Nu mă încălzește semnătura pe acel carnet, care este obligatorie, dacă omul nu este instruit cu adevărat. Și credeți-mă că sunt societăți unde oamenii sunt instruiți, dar niciodată nu o să pot să cred că merg la o societate mare și văd că au fost instruiți 300 de oameni în aceea zi. Ați văzut? Pentru că e foarte simplu, vreau să văd și eu o sală unde au fost băgați cei 300. Așa, da. Să fii instruiți odată. Și deci el... sunt aspecte pe care le găsim în activitatea de control, pe care încercăm să le remediem. Acolo, acolo unde găsim astfel de aspecte, în primă fază, o să dăm o măsură de intrare în legalitate. Acolo unde nu, angajatorul nu înțelege, o să aplicăm o sancțiune contravențională. Gata, o curiozitate și promit că încheiem. Dar când vă duceți așa în control și vedeți săracii pe oamenii în construcții sau în alte domenii, unde vă sunt mănușile, unde vă sunt bocancii de protecție, unde vă este... Ce să facem, domne, dacă șeful ne dă? 90% din cazurile unde găsim lipsa echipamentului de protecție este din cauza salariatului. Angajatorul ne prezintă dovada că au fost cumpărate și că au fost acordate salariaților. Problema este să educăm salariații să le... Că astea nu-s degeaba, sunt chiar pentru protecția lor. Aici este problema. Nu spun că 100%. Am zis că acolo unde găsim salariați care nu poartă echipamentul de protecție, 90% din cazuri angajatorul ne prezintă dovada că acest echipament a fost predat salariatului. Deci, ca o concluzie așa până la urmă, ne îndreptăm către normalitate. Nu ușor, ușor înțeleg și angajatorii și angajații că trebuie să respecte legislația. Cu siguranță, da, ne îndreptăm către normalitate. Dovadă fiind, v-am spus, în primul rând, creșterea numărului de contracte de muncă, scăderea accidentelor de muncă și, nu în ultimul rând, tendința aceasta de scădere a reclamațiilor, a sesizărilor. Vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care ați răspuns întrebărilor mele. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare.